Noul inspector școlar general a avut săptămâna trecută o întâlnire cu presa în care a vorbit despre experiența ei, dar și despre obiectivele pe care și le propune în ceea ce privește inspectoratul școlar județean. V-am invitat astăzi la această întâlnire ca să ne cunoaștem și să-mi exprim disponibilitatea, deschiderea pentru o bună comunicare cu presa și cu toți cei care au interesul de a cunoaște activitatea noastră. Sunt convinsă că una dintre întrebările de pe buzele dumneavoastră este cine este Costin Hendeanca. Sunt profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național Gheorghe Șincai. Am în spate o experiență de aproape 34 de ani de catedră. Trebuie să știți despre mine că nu am început activitatea didactică la Șincai. Am început să predau la școli gimnaziale. În cadrul întâlnirii cu presa, Anca Henda Costin a ținut să precizeze că nu este membră a vreunui partid. Mă simt onorată și mândră și responsabilizată de misiunea pe care o am eu în acest moment. Ca om al școlii și nu ca om politic, doresc să subliniez că nu sunt membră de partid, că nu am făcut politică și nu am fost niciodată înregimentată politic. Anca Minodora Henda Costin a precizat că scopul ei în perioada în care va fi inspector școlar general va fi de a implementa programele educaționale ale Ministerului Educației, de a rezolva problemele locale ale învățământului maramureșan și de a dezvolta toate proiectele începute deja în inspectoratul școlar județean Maramureș.